am 4 copii. Să n-ajungă nimeni ca mine. Pe drumuri cu 4 copii. Să fie lângă mine, să n-ajungă cum am fost eu orfană. Și-am rămas orfană și n-am avut milă de mamă. Dar el și de acasă, dar eu lucram și munceam, că trebuie să-mi hrănească copiii. Că eu sunt mamă și nu vreau să ajungă copiii mei tot așa. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și a profeților. Biblia. Am avut un soț tare care mă bătea, care mă alunga de acasă cu copiii, care lucram și cu copiii, dar el și de acasă. Dar eu lucram și munceam, că trebuie să-mi hrănească copiii. Că eu sunt mamă și nu vreau să ajungă copiii mei tot așa, la fel ca mine. Și mulțumesc lui doamna Ana că m-a ajutat cu căsuța asta să avem unii trăit, unii adăpostit, să avem grijă de copii, să avem să le încălzim mâncare și tot așa. Vreau să mai spun la toată lumea care au familie și care au soț să nu-și bată soțiile și să trăiască bine și să nu să aibă copii lângă dâns și să nu ajungă cum am ajuns eu acum pe situația mea. Dintr-un sat am venit, acolo tare era greu de plătit gazda și mi-era greu cu copiii. Vin din raionul Briceni. Și vă urez dumneavoastră sănătate că ați venit și mi-ați acordat ajutor. Mulțumesc! Vă dai Dumnezeu sănătate, bucurie, fericire și la copiii voștri de asemenea. Și mulțumim pentru tot că ați apelat la noi, la familie care au nevoie de un ajutor. Bine, mamă, atunci vă invităm la microbus să descărcăm toate darul pentru familia dumneavoastră. Mergeți mulțumim frumos! Mulțumim tare frumos! Vă urez sănătate și multă, multă fericire! Mai mare bucurie nu mai am decât să văd copiii alături, toți patru lângă mine. Păi dacă nu mănâncă ei, eu nu stau cu liniște. Să fie ei hrăniți, călduți, dormiți, eu gata, eu sunt liniștită. Asta e la mine, pentru că nu vreau să ajungă cum am ajuns eu. Nu mâncam, mă duceam cu bucățica de pâine la fântână, mama mi-a scundea mâncare. Nu vreau eu să ajungă cum am ajuns eu. De atât i-am luat lângă mine, să-i cresc lângă mine. Cum îmi e greu, cum dau așa, eu îmi crește. Și mulțumim dumneavoastră pentru tot. La toată echipa voastră urez fericire și multă sănătate. Stimați prieteni, această fericire nu ar fi fost posibil fără suportul dumneavoastră și a celorlalți oameni care au renunțat la o parte din timpul lor liber și au întins o mână de ajutor pentru cei care lacrimează din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult
și sperăm că acest gest ceresc va conduce relațiile noastre sufletești în continuare. La o durată mai lungă de prietenie spre slava lui Dumnezeu. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească înmiit aici pe pământ și cu viață veșnică în împărăția sa nemărginită. Vă mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea de a transmite darurile scumpe dăruite pentru cei lipsiți din Republica Moldova. La oameni vreau să transmit pentru acest mare ajutor, pentru milostenii de la Dumnezeu, de la Domnul, că ați făcut așa o milă față de noi, față de copii. Vă mulțumim frumos. Nu știu, cea mai mare bucurie noastră când ați făcut acest dar și v-ați făcut milă de noi. Vă urez multă sănătate, bucurie, fericire și mulțumim pentru tot. Faceți oamenilor tot ce doriți să vă facă și ei vouă. În acest principiu se încadrează toate cerințele legii și a profeților, Biblia. Ceruri. Vin înaintea ta. Vin înaintea ta. Așa cum sunt. Așa cum sunt. Cu durerea mea. Cu durerea mea. Cu suferința mea. Cu suferința mea. Cu grijile mele. Cu grijile mele. Cu problemele mele. Cu problemele mele. Vin înaintea ta. Vin înaintea ta. Și ți le aduc astăzi ție. Și ți le aduc astăzi ție. Iisuse. Iisuse. Tu care ești Mântuitor. Tu care ești Mântuitor. Salvator. Salvator. Mesia. Mesia. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Care ai murit pentru păcatele mele. Care ai murit pentru păcatele mele. Și pentru păcatele mele. Și pentru păcatele mele. Vino azi. Vino azi. În inima mea. În inima mea. Devii tu, Domnul meu. Devii tu, Domnul meu. Și fii tu, Dumnezeul meu. Și fii tu, Dumnezeul meu. Care să domnești în sufletul meu. Care să domnești în sufletul meu. Și care să-mi conduci viața. Scump prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Peste 55 de familii ne-au scris la moment, vă rog, ajutați-ne! Vă mulțumim
de susținere și suport. Chișinău, Casa de Milostenie, Moldova. Peste 19.000 de cadouri repartizate în 9 ani de activitate. Următorul clip va fi despre... Nouă tare mi-e greu. Fata mea nu lucrează nicăieri. Nu e spalt, nu e nic în casa asta. Nu lucrează nicăieri. Nu lucrează nicăieri. Tată din ceruri, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, îți mulțumesc pentru această zi. Îți mulțumesc pentru această zi. Vin, Doamne. Vin, Doamne. La picioarele Tale. La picioarele Tale. La tronul Tău. La tronul Tău. În numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus. Doamne, vin așa cum sunt. Doamne, vin așa cum sunt. Am păcătuit. Am păcătuit. Sunt păcătoasă. Sunt păcătoasă. Dar, Doamne. Dar, Doamne. În mila Ta. În mila Ta. L-ai dat pe singurul Tău Fiu. L-ai dat pe singurul Tău Fiu. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Care a murit. Care a murit. În locul meu. În locul meu. La Golgota. La Golgota. Pentru păcatele mele. Pentru păcatele mele. A fost trepuns. A fost trepuns. Și în sângele Lui. Și în sângele Lui. Am iertare de păcate. Am iertare de păcate. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Te primesc astăzi. Te primesc astăzi. Ca Domn și Mântuitor. Ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Al vieții mele. Doamne, Doamne, intră în inima mea. Intră în inima mea. În gândul meu. În gândul meu. În viața mea. În viața mea. Te rog, Doamne. Te rog, Doamne, să mă ierți. Să mă ierți. Căci am păcătuit. Căci am păcătuit. Dar Tu ești Cela. Dar Tu ești Cela. Care a murit în locul meu. Care a murit în locul meu. Și Te primesc astăzi. Și Te primesc astăzi. Ca Domn. Ca Domn. Al vieții mele. Al vieții mele. Tată din ceruri. Tată din ceruri. În numele Lui Iisus. În numele Lui Iisus. Te rog. Te rog. Să scrii numele meu. Să scrii numele meu. În cartea vieții. În cartea vieții. Ajută-mă să mă rog. Ajută-mă să mă rog. Ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău. Ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău. Care este adevărul. Care este adevărul. Și-ți mulțumesc. Și-ți mulțumesc. În numele Tatălui. În numele Tatălui. Și a Fiului. Și al Fiului. Și a Sfântului Duh. Și a Sfântului. Amin. Duh. Amin. Și credeți din inima voastră că Iisus a venit anume pentru dumneata și pentru mine, în primul rând, și a murit, El este Cel care ne șterge toate fără de legile și tot păcatul și le aruncă în marea uitării. De astăzi înainte, sunteți fiica Celui Preanalt. Dacă vă veți ruga și veți citi cuvântul lui Dumnezeu, și veți lua copilașii împreună să citiți și împreună să vă rugați, este acela care va face minuni în viața dumneavoastră. Zi de zi va fi cu dumneavoastră și zi de zi vă va călăuzi pe cărarea îngustă. Noi toți avem alegerea, să facem asta sau să nu facem, să mă duc sau să nu mă duc. Sau să eu sau să nu eu. Dar dacă dumneavoastră astăzi ați luat o hotărâre bună, mergeți cu Iisus, întâlniți-vă împreună, deja sunteți două. Dar Biblia spune unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Iisus. Iisus este aici. Știți cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă așa cum cunoașteți. Cum cunoașteți voi. Cu cuvintele simple. Căci El vă ascultă.